Spun slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În continuare am dorit să ne bucurăm de părtășie, am dorit să ne bucurăm de un timp de învățătură, apoi din moment în care vom sta la masă cu Domnul. De aceea ne rugăm de pe acum ca Domnul să lase har peste ceea ce urmează, peste timpul de învățătură și sigur și peste momentul în care vom sta la masă cu Domnul. De aceea, dragii mei, în inimile noastre, să avem în continuare această atitudine de rugăciune, de așteptare de la Domnul, ca Domnul să fie acela care să reverse har. Această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, vom aborda o temă oarecum mai sensibilă, dar necesară, o temă care este bine ca și biserică să ne aplicăm asupra ei, să o studiem puțin, să o analizăm puțin și apoi fiecare dintre noi să trecem la practică. De aceea, tema din această dimineață va fi despre dărnicia creștină. Vom studia, potrivit Cuvântului Sfânt, ce înseamnă dărnicia creștină. Sigur că fiecare dintre noi am avut, poate, de-a face cu această lucrare. Fiecare dintre noi facem într-un anumit fel această lucrare a dărniciei creștine, dar cred că este bine, ca și biserică, să zăbovim asupra câtorva pasaje potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cum înțelegem noi, ca și mișcare pentecostală, această lucrare a dărniciei și ne dorim ca Domnul să ne ajute să o învățăm bine și apoi să o practicăm bine. Vă invit cele ce urmează să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc un pasaj potrivit cu această învățătură din 2 Corinteni, capitolul 9. Vom citi întreg capitolul. 2 Corinteni, capitolul 9, 15 versete are acest capitol. Îl vom citi și vă îndemn în timp ce îl citim să medităm asupra acestor versete și să desprindem din acest cuvânt câteva învățături cu privire la această lucrare a dărniciei. 2 Corinteni, capitolul 9, pagina 1134. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către Macedonie și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea, am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună după cum este scris. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumirii lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de dărnicile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și face să se roage pentru voi și să iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reașezați. Sigur că dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vorbim despre dărnicie, Biblia vorbește de foarte multe ori despre dărnicie. Vorbește undeva la peste 2100 de ori despre această lucrare. Biblia vorbește mai mult despre dărnicie decât despre cer sau despre iad. Dacă ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos, cele mai multe pilde sunt acestea despre dărnicie și dacă ne uităm cu atenție, chiar peste jumate din pilde conțin referire la dărnicie. De aceea, dragii mei, consider că este important să zăbovim și noi asupra acestei teme, pentru că dacă ne uităm în Cuvântul Sfânt, potrivit 2 Corinteni, capitolul 8, numai dacă întoarcem o pagină înapoi, vedem că Biblia ne spune sau ne scoate în evidență cumva că maturitatea unui credincios
se poate demonstra și prin percepția sau modul în care vede el dărnicia și o practică. Dacă ne uităm în 2 Corinteni 8 cu versetul 9, ne spune atât de frumos aici, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Adică vedem că dacă ne dorim să fim așa ca și Domnul, că ne dorim să ne asemănăm cu El, iată una din lucrurile pe care Domnul le-a făcut. Spune aici atât de frumos, El, chiar dacă era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Sigur că Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune că atunci când vorbim despre dărnicie, despre dărnicia creștină, ea trebuie să fie o practică pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem. Și dărnicia trebuie să fie, dragii mei, întotdeauna motivată de iubire și de ascultare față de Dumnezeu. Noi când dăruim, suntem motivați, cum se spunea la timpul de rugăciune, de iubire și de ascultare față de Dumnezeu. Și atunci când noi dăruim, facem lucrul acesta, dragii mei, pentru slăvirea lui Dumnezeu. Și sigur, spre împlinirea nevoilor seminilor. Prin dărnicia noastră, noi urmărim să aducem laudă lui Dumnezeu. Noi urmărim să dăm gloria lui Dumnezeu și sigur avem în mintea noastră și nevoia celor din jurul nostru. Dar întotdeauna, pe primul loc, este onorarea lui Dumnezeu, slăvirea lui Dumnezeu printr-o ceea ce facem noi. Dărnicia creștină, dragii mei, are două direcții. Și aici probabil că sunt cele mai mari frământări ale noastre și de aceea e bine să zăbovim în această dimineață asupra acestei teme. În primul rând, atunci când vorbim despre dărnicia creștină, dărnicia creștină este în primul rând văzută ca și milostenie. Este văzută ca și milostenie. Ce înseamnă milostenie? Înseamnă că noi oferim bani sau bunuri materiale celor săraci în numele Domnului Iisus Hristos. Iar această dărnicie ca și milostenie nu este reglementată cantitativ. Credinciosul decide singur în dreptul dărniciei sale. Deci dărnicia ca și milostenie este o lucrare pe care fiecare o face în mod discret, dăruind celui care are nevoie, potrivit, eu știu, hotărârii pe care o ia în inima sa. Aici cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune cât să dăm, nu impune o anumită valoare, ci el, cuvântul lui Dumnezeu cere ca această lucrare să fie făcută cu discreție și să fie făcută în numele Domnului. Dacă ne uităm în Matei, capitolul 6, primele 4 versete, ne arată lucrul acesta. Vorbind despre dărnicie ca și milostenie, Matei 6, de la 1 la 4, ne arată cuvântul lui Dumnezeu acolo. Foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzut de ei. Almiter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în cerul. Tu, dar când faci milostenie, iată, dărnicia ca și milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, adevărat, vă spun că și-au primit răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Deci, dărnicia ca și milostenie este acțiunea prin care noi dăruim bani sau bunuri materiale, funcție de cât hotărâm în inima noastră, înspre a fi o binecuvântare pentru cei care au nevoie. Dar lucrul acesta se face cu discreție. Iar a doua parte din dărnicie, prima am spus este milostenia, în al doilea rând, dărnicia ca și zeciuială. Dărnicia ca și zeciuială. Dărnicia ca și zeciuială înseamnă să închinăm Domnului nostru 10% din venitul nostru. Adică zecioala are caracter normativ. Adică Domnul spune că lucrul acesta trebuie să-l facem. Fiecare credincios are datoria față de Domnul să se închine lui cu cele 10% din venitul câștigat. Deci zecioala trebuie adusă la casa Domnului, pentru că Dumnezeu a stabilit ca biserica, casa lui, să fie locul unde trebuie să fie adusă zecioala. A da 10% sau a da zecioială înseamnă să renunți la dreptul tău de a decide cu privire la locul sau la ceea ce se întâmplă cu acei 10%, aceasta intrând în responsabilitatea casei lui Dumnezeu cu privire la această lucrare. Maleachi, dacă ne uităm, capitolul 3 cu versetul 10, ne spune foarte clar lucrul acesta, că dărnicia ca și zeciuială înseamnă foarte clar că noi acei 10% din venitul nostru îi luăm de acolo și îi punem în casa lui Dumnezeu
nu noi stabilim ce se face cu ei, ci cei care sunt responsabili în casa lui Dumnezeu vor decide. Noi trebuie să-i aducem la casa Domnului. Aduceți însă la bisteria, la casa bisteriei, toate zeciuiele, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul știrilor, și veți vedea că dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Iată, aduceți la casa Domnului zeciuielile voastre, ca să fie o hrană pentru casa Domnului. Vedeți, spre deosebire de dărnicia, ca și milostenie, unde nu este normativă o valoare, aici, când vorbim despre dărnicia ca și zeciuială, trebuie să știm foarte clar că aceasta este normativă. Trebuie făcută de fiecare credincios să aducă 10% din venitul său, să-l dărnească bisericii și biserica să hotărăște ce face. Cu milostenia noi hotărâm unde și cât, dar cu zeciuiala biserica hotărăște unde. Noi trebuie să ducem la biserică. Sigur că aceste două puncte de vedere sunt explicate atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și în Vechiul Testament Biblia vorbește despre milostenie și zeciuială și în Noul Testament Biblia vorbește despre milostenie și zeciuială. Și haideți să vedem. În Vechiul Testament dărnicia ca și zeciuială apare în Levitic 27:30. Să nu uităm, dar Levitic 27:30, vom vedea că acolo Biblia vorbește despre dărnicia ca și zeciuială. Spune orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, să fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Iată, Vechiul Testament vorbește despre zecioală și știm multe astfel de pasaje. Dar Vechiul Testament vorbește și despre milostenie. Dacă ne uităm în Isaia 58:7, vedem și acolo această atitudine. Zecioală, milostenie. Spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Iată, o milostenie. Împarte din ce are. Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Iată o atitudine de milostenie. Fie-ți milă. Zecioala ai dat-o la casa lui Dumnezeu, dar pe lângă zeciuială ai și milostenie. Ai milă de cel care are nevoie. Haideți să ne ducem și în Noul Testament. În Noul Testament, dărnicia ca și zecioala este poruncită de Domnul Iisus Hristos în Matei 23:23, un verset foarte ușor de ținut minte. Sigur că regăsim același pasaj și în Luca 11:42, dar e cam aceeași idee, Matei 23:23. Iată aici, Noul Testament, Domnul Iisus Hristos vorbește despre zecioare. Vine și spune așa, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioare. Iată, cuvântul acesta, spune Domnul Iisus Hristos, dați zecioare din ismă, din mărar și din chime și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Deci cumva Domnul Iisus Hristos nu îi judecă pentru zecioare, ci judecă pentru faptul că nu respectă legea așa cum trebuie să respecte, punând prioritate pe unele și neglijându-le pe altele. Și de aceea Domnul Iisus Hristos vine și atenționează și spune foarte clar, nu le lăsați nefăcute, puneți prioritate pe credință, cum spune acolo, dacă mai pui Matei 23:23, încă o dată să vedem, nu sunteți atenți la dreptate, la mină și la credincioșie, trebuie să puneți accent și pe astea, dar nu lăsați la o parte ceea ce înseamnă 10 ore. Vedeți, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos confirmă și nouul legământ că 10-oara trebuie făcută. Deci nu anulează aici. Nu zice, țineți cont doar de dreptate, de mine și de credincioșia, lăsați-o cu 10-oara mai moale. Nu spune așa ceva, ci spune și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Adică respectați și acest principiu al zeciuielii. Iar dacă ne uităm ca și dărnicia, am mai citit dărnicia ca și milostenie, am mai citit Matei capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 4, iată Noul Testament face referire din nou și la milostenie. Vedem, dragii mei, că în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament avem dărnicia văzută din aceste două principii, din aceste două elemente.
Dărnicia ca și zeciuială și dărnicia ca și milostenie. Zeciuiala este un lucru normativ, un lucru care trebuie să-l respectăm, iar zeciuiala este să punem 10% din ceea ce avem deoparte și să-l ducem la casa lui Dumnezeu. Nu eu ca și individ decid ceea ce se întâmplă cu cei 10%, ci eu trebuie să decid să-i aduc la casa lui Dumnezeu, iar când privește despre milostenie, din aia 90% care ne rămâne, din acești 90% facem milostenie, nu din aia 10% care trebuie să-i dăm la Domnul. Care trebuie să ducem la casa Domnului, noi când facem milostenie, facem din ce ne-a rămas, din cei 90%. De acolo facem milostenie, pe când zeciuiala este obligatorie să o ducem la casa lui Dumnezeu. Sunt multe pasaje care vorbesc despre această lucrare a dărniciei și, ca și zeciuială în Noul Testament. Și pasajul pe care l-am citit vorbește despre lucrul acesta. Sigur că nu voi zăbovi foarte mult asupra lor, dar vreau să ținem cont că Biblia vorbește foarte clar despre zeciuiala în Noul Testament, cum spuneam în Matei 23:23, vorbește în 1 Corinteni capitolul 16, versetul 1 și 2, și în 2 Corinteni capitolul 9, de la versetul 6 la 11, vom înțelege dacă vom citi cu atenție că este vorba acolo de zeciuiala în aceste pasaje. Și haideți să analizăm puțin cuvântul lui Dumnezeu cu privire la aceste elemente ale dărniciei creștine, văzute ca și milostenie și ca și zeciuială. Dar, în primul rând, haideți să vedem de ce trebuie să dăm partea Domnului, adică zeciuială. De ce, Domnule, trebuie să dăm până la urmă zeciuială? Nu? Că e vremea harului acum. De ce trebuie totuși să dăm zeciuială? Dragii mei, în primul rând, zeciuiala este proprietatea lui Dumnezeu. Levitic 27:30. Zeciuiala este proprietatea lui Dumnezeu. Am mai citit aici, spune, este un lucru închinat Domnului. Zeciuiala din câștigul nostru aparține lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea noi trebuie să aducem lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, această zeciuială, pentru că ea este proprietatea lui Dumnezeu. Dacă eu îmi strâng mâna și spun nu dau zeciuială, înseamnă că iau din ce este a lui Dumnezeu. Adică aceasta înseamnă a-L fura pe Dumnezeu. Maleahii 3:8. Uitați-vă ce spune Biblia. Maleahii 3:8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuiele și darurile de mâncare. Deci atunci când înțelegem că zeciuiala este proprietatea lui Dumnezeu, vom face tot ceea ce ține de noi ca cei 10% să fie închinați lui Dumnezeu. Atunci când oprim acei 10% pentru noi, sau făcând alte lucruri cu ei, spune că pur și simplu noi îl înșelăm pe Dumnezeu. Apoi, dragii mei, de ce trebuie să dăm partea Domnului? Zeciuiala este o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Este o formă de închinare. Deci noi când dăruim acești 10%, ne închinăm de fapt. Este o formă de închinare. Geneza 14, de la 18 la 20. Așa cum ne închinăm noi, dragii mei, prin rugăciune, tot așa ne închinăm și lui Dumnezeu prin oferirea zeciuielii. Lasă Geneza 14, de la 18. Noi trebuie să nu uităm că trebuie să ne închinăm. Spune, iată, Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Iată ce face Avram. Avram binecuvintează pe Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu și împreună cu preotul Melchisedec vine înaintea lui Melchisedec și dă 10% din toate, înțelegând că aceasta este un act de închinare cu privire la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că deși noi aducem zeciuiala noastră la biserică, noi de fapt în primul rând o aducem la Dumnezeu. Ne închinăm lui Dumnezeu cu ceea ce facem. Deci închinarea este, zeciuiala este o închinare adusă lui Dumnezeu. Chiar dacă o ducem unei biserici locale, în primul rând, ea este o închinare la adresa lui Dumnezeu. Zeciuiala, dragii mei, este o moștenire a lui Dumnezeu pentru casa sa. Sigur că dacă uităm în Vechiul Testament, vedem că una dintre seminții, seminția lui Levi, n-a primit parte din teritoriile lui Israel, dar Dumnezeu poruncește acolo ca ei să poată să trăiască din zeciuielile pe care poporul le dădea la casa lui Dumnezeu. Dacă ne uităm foarte clar, lucrul acesta este evidențiat în Numeri, capitolul 18, de la versetul 20 la versetul 21. Dar acest legământ rămâne valabil și în nou legământ. Am citit aici
1 Corinteni, capitolul 2, 2 Corinteni, capitolul 9, și aici vedem, și 1 Corinteni, capitolul 9, vom vedea acolo că se face referire cu privire la faptul că prin darurile noastre noi acoperim nevoile Sfinților și este o pricină de mulțumire adresată lui Dumnezeu. Partea Domnului este lăsată ca moștenire pentru casa lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, zeceala este o dovadă a dragostei și a părtășiei creștine. Dragostea frățească i-a făcut pe primii creștini să fie aceia care să-și vândă casele și ogoarele și să împartă celor săraci. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 4, de la versetul 32, veți vedea că primii credincioși au manifestat această dărnicie dând mai mult decât 10% pentru lucrarea lui Dumnezeu. Spune, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Dragostea creștină, niciunul nu zicea că avem nesfântare lui. Și aveau toate de 18. Mai departe. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste tot. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum era nevoie. Vedeți aici, dacă uităm și 36 și 37, din nou se rea această idee a faptului că credincioșii din vremea aceea înțelegeau această chemare a dărniciei și aduceau la picioarele apostolilor ceea ce considerau ei că este necesar să aducă și apostolii rânduiau lucrurile cum trebuie să fie împărțite. Oamenii aceștia făceau lucrul acesta și aceasta este dovadă a credinței creștine. Dragii mei, să nu uităm că Dumnezeu este acela care poruncește dărnicia, Dumnezeu este ca și zecioală, Dumnezeu este acela care o poruncește și ne spune foarte clar că aducerea zeciului la casa Domnului este o poruncă divină. A nu face lucrul acesta este o neascultare față de Domnul și prin urmare, dragii mei, este un păcat. Prin urmare este un păcat. Domnul a confirmat că trebuie să dăm zecioală. Cum spuneam la început, cuvintele acestea, pe acelea să nu le lăsați nefăcute, Domnul se referă la îndatorirea de a duce zecioală la casa Domnului. Și haideți să ne dăm și la Pavel, că și el atenționează lucrul acesta. Și e foarte important să privim la două pasaje care scot în evidență lucrul acesta. În primul rând, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 9, citeam aici, el spune cu versetul 5, faptul că trebuie să facem lucrul acesta fără zgârcenie. Uitați ce spune. 2 Corinteni 9 cu 5. Deci am socotit trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Adică spune că atunci când facem această lucrare de dărnicie, ea trebuie să fie făcută cu generozitate. Trebuie să fie făcută cu generozitate, nu? Când strângeau darurile, trebuia să fie făcută cu generozitate. Apoi, dacă ne uităm mai departe, la versetul 7, ne spune fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să învățăm că dărnicia trebuie făcută de bunăvoie și cu bucurie. Nu ca și o constrângere. Nu ca și o sforțare, ci cu bucurie. Și aici vreau să clarificăm o anumită problemă. Din nou, te rog să lași versetul 7. Vreau să clarificăm aici o expresie că uneori ne intră pe ureche și o înțelegem greșit. Spune aici versetul, prima parte a versetului 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Știți că noi uneori citim aici, fiecare să dea după cât a hotărât în inima lui. Și de fapt nu scrie cât. De ce cauză Apostolul Pavel nu spune aici fiecare să dea după cât a hotărât în inima lui? Pentru că aici nu vorbește despre milostenie, ci vorbește despre zecioară. Că noi cât am hotărât deja. Și trebuie doar să facem după cum am hotărât în inima noastră. Adică am hotărât să dau zecioară. Păi trebuie să dau cu bucurie. Am hotărât să fac și să respect acest principiu al zeciuilor pe care Dumnezeu l-a lăsat. Păi trebuie să... Aici numai cât. Pe cât să dau? Păi trebuie să respectăm acest lucru. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu după cât. După cât? Pentru că trebuie să dăm cu inimă bună înaintea lui Dumnezeu, cu bucurie, cu voie bună, că deja știm cât. Aia 10% va trebui dați de bună voie și cu bucurie. Apoi, dragii mei, sigur că dărnicia trebuie făcută potrivit, ca și zeceala, trebuie făcută proporțional cu câștigul fiecăruia. 1 Corinteni 16 cu 2.
vom vedea că acolo Apostolul Pavel menționează că trebuie făcut proporțional, nu? În ziua din treia săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Deci după Dumnezeu este acela care ne cere după puterea noastră, după câștigul lui, după ceea ce avem. Deci proporțional cu câștigul fiecăruia. De aceea, dragii mei, zeciola este expresia credincioșiei noastre față de Dumnezeu și este o condiție a binecuvântării noastre materiale. Deci dacă vrem să fim binecuvântați, sigur, nu enunț aici un principiu al prosperității, ci vreau să spun un lucru, că noi avem nevoie să înțelegem că binecuvântarea survine în dreptul celor care sunt credincioși față de Domnul. Nu te aștepta la binecuvântare dacă tu nu ești credincios lui Dumnezeu. Noi vrem să fim binecuvântați. Biblia este aceea care confirmă și promite binecuvântarea celor care sunt credincioși. Binecuvântarea nu se poate fără credincioșie. Întotdeauna, prima dată, este cerută credincioșia și pe baza credincioșiei Dumnezeu este acela care binecuvintează, lăuda să fie numele Lui. Dumnezeu prima dată cere ascultare, iar apoi oferă binecuvântare. Dumnezeu cere respectarea principiilor sfinte și apoi ne binecuvintează. Tot în aceeași categorie intră și zeciola. Hai să citim încă o dată Maleahii, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 11 și vom observa că al Domnului cuvânt spune lucrul acesta foarte bine. Spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Tot poporul întregime. Adică ce? Ei spuneau că îl ascultă pe Domnul, dar când era vorba de zecioale, ziceau că nu. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuiele, ca să fie hrană în casa Domnului. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și versetul 11, și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Adică va lăsa binecuvântare și protecție peste lucrul mâinilor tale. De aceea, dragii mei, în zecioala pe care o facem și o dăruim Domnului, va trebui să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne binecuvintează și este cu noi în vremurile de criză. Atunci când noi dăruim, Dumnezeu este acela care va fi lângă noi și atunci când trecem prin vremuri de criză. E numeros. Iată, dragii mei, am trecut foarte rapid prin faptul acesta că este nevoie. Biblia ne arată în multe situații că zeciuiala este o chemare a Domnului pentru noi. Sigur că probabil ne vom întreba și vom spune, oare de ce sunt atâtea piedici în calea zeciuielii? Nu că probabil v-ați întâlnit cu aceste, poate, abordări diferite cu privire la zeciuială. Care sunt aceste, eu știu, probleme atunci când vorbim despre zeciuială? Primul rând, dragii mei, este o problemă cu privire la învățătura biblică pe care o avem. Din păcate, această învățătură a zeciuielii s-a cam pierdut, s-a cam renunțat la ea. Și atunci, sigur, când oamenii nu sunt învățați pur și simplu să-L onoreze pe Dumnezeu prin închinarea zeciuielii, atunci oamenii nu practică lucrul acesta. Deci una dintre posibilele lipse a practicii zeciuielii este faptul că nu se predică. Și într-adevăr, este prima oară, când mă aduc eu aminte, că am prezentat această temă în biserica aceasta. Nu am mai prezentat-o până acum și sigur nu voi insista, că n-aș vrea să fiu văzut ca și unul care, eu știu, toată ziua vorbește despre bani, dar consider că din când în când trebuie adus aminte fraților, trebuie adus aminte celor care aparțin acestei biserici, sigur, fiecare în bisericile unde sunt, să nu uite că este o învățătură biblică. Zeciuiele trebuie aduse la casa Domnului, iar milostenile trebuie făcute în discreție, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, o altă problemă pe care o întâmpinăm atunci când vorbim despre această practică este faptul că unii spun că aceasta a fost o cerință a vechiului legământ. Și, domnule, noul legământ anulează vechiul legământ și atunci nu mai trebuie practicată această lucrare, că este învățătura Vechiului Testament. Sigur că unele lucruri au fost anulate prin venirea Domnului Iisus Hristos, dar vreau să vă aduc aminte că zeciuiala apare înainte de lege. Dacă ne uităm în cuvântul Sfânt, vom vedea, dragii mei, că zeciuiala apare, nu? În Geneza, capitolul 14. Avram a dat zeciuială cu 100 de ani, cu vreo 400 de ani, înainte de așezarea legii mozaice. Deci, zeciuiala a fost o practică înainte să apară legea. Deci atunci când noi spunem, dom'le, legea a fost abrogată de Domnul și noi acum trăim în legea Harului, iată că zeciuiala a fost înainte de lege.
Moise a practicat lucrul acesta. Apoi când a venit legea, legea a întărit această practică. Legea a fost aceea care a cuprins-o în învățătura ei, în rânduielile legii, și legea a fost acela care a continuat să prezinte și să ceară poporului să practice această zicioară. Și apoi, sigur, dacă venim spre Noul Testament, vedem că și în Noul Testament Domnul Iisus Hristos spune: nu lăsați nefăcute aceste lucruri. Zicioară, nu lăsați nefăcută, practicați-o. Și sigur, dacă ne uităm și la Apostolul Pavel, și el este acela care menționează și spune că trebuie făcută, nu mai avem timp să zăbovim asupra acestor pasaje, dar cel puțin versetul 7 din pasajul pe care l-am citit este o dovadă în sensul acesta, adică fiecare să dea după cum a hotărât, nu după cât a hotărât în inima lui, ci după cum, adică deja valoarea este hotărâtă, numai trebuie să o punem în practică, demonstrează faptul că și în Noul Testament, atât Domnul Iisus Hristos, cât și apostolii continuă să manifeste și să transmită această învățătură a zicerii. Deci, nu poate fi susținută această învățătură potrivit faptului că noul legământ nu mai trebuie respectată zicerea. Ba da, Domnul Iisus Hristos continuă și ne îndeamnă. Sau alții vin și spun: domnule, sărăcia este un motiv. Domnul, nu am. Iar pentru că nu am, Domnul mă înțelege, mă cunoaște și Domnul îmi permite ca eu să trec peste această practică. Aici, sigur că al Domnului cuvânt ne spune că, sau Biblia ne învață și ne spune fiecare să dea după puterea lui, după câștigul lui. Dumnezeu ne așteaptă ca proporționat din ce avem să dăm lui Dumnezeu. Dacă ai o anumită valoare pe care o primești acum, dă 10% din cât ai. Știu că vine să deam cu tinerii la părtășie și încercam să îndemn și pe ei să învețe de pe acum acest principiu al dărniciei ca și zecioială. Chiar dacă acum poate bănuții sunt puțini. Și da, îs puțini. Acum elevii să fie bogați. Mai rar, numai dacă, eu știu, poate familiile sunt bogate, da? De obicei sunt banii puțini și greu drămuiți, așa mai departe. Trebuie să te chinui, să-i gestionezi și nu-ți ajung și ai mai vrea și te gândești. Din aia zice asta, o, cât ai face? Învață de pe acum, le spuneam lor, să învețe de pe acum. Să pună 10% deoparte pentru Domnul și să dea la biserică. Iar din aia 90% să-și facă planuri. Dar aia 10% se dea pentru Domnul. Deci și în situațiile în care venitul nostru este mic, credincioșia față de această învățătură trebuie să rămână față de această chemare. Pentru că s-ar prea putea ca de fapt sărăcia să fie un motiv pentru care Dumnezeu să te constrângă că n-ai știut să dai atunci când aveai. Unii spun, pe când o să am, o să dau. Nu o să dai când o să ai, pentru că dacă nu dai acum, când dai puțin și când o să ai mai mult, o să ai același principiu că te gândești în mintea omului să zic, câte pot eu face de aia 10%. Dar nu uita că Dumnezeu ți-a lăsat 90% și câte poți face din ei. Deci, sărăcia este poate pentru unii o explicație, dar nu trebuie să fie o justificare. Sau, iarăși un element negativ, este faptul că unii au o problemă cu privire la credință în față de Domnul. Sigur că noi trebuie prin credință să facem lucrul acesta de închinare înainte lui Dumnezeu. Probabil că unii, din lipsă de credință suprapusă cu zgârcenia, nu fac lucrul acesta. Știi? Oare Domnul chiar îmi cere lucrul acesta? Eu nu cred că Domnul cere așa ceva. Și atunci și cu zgârcenia suprapusă una peste alta, eu oricum nu dau, eu oricum știu câte se întâmplă cu banii bisericii. Și așa mai departe, oamenii găsesc scuze și cu lipsa de credință și cu zgârcenia să spune eu nu practic așa ceva. Iată, acestea sunt piedici cu privire la dărnicia creștină și mai ales cu privire la zecioare. De aceea, dragii mei, încă o dată vreau să vă îndemn să nu uităm că este o poruncă biblică. Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar că acest lucru trebuie făcut. Principiul Bibliei cu privire la zecioară trebuie respectat. Noi trebuie să dăruim și pe primul loc trebuie să fie după ce am câștigat, după ce ne adunăm venitul, trebuie în primul rând, primul lucru ce să facem, acum câteva aspecte practice, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem 10% deoparte și să-l ducem la casa Domnului. Nu trebuie să așteptăm o zi specială, nu trebuie să așteptăm o duminică specială, nu. Ci în momentul în care știm că Dumnezeu ne-a binecuvântat cum venit, în primul rând punem deoparte zeceala și o ducem cât mai curând la casa lui Dumnezeu. Este un lucru pe care trebuie să-l facem. Este o recunoștință cu privire la binecuvântarea lui Dumnezeu. La doilea rând, trebuie să dăm 10% din ce avem. Deci din ceea ce primim.
dacă suntem angajați din salariul pe care îl avem. Dacă lucrăm, eu știu, poate, cu ziua sau sub altă formă, din ceea ce primim, trebuie 10% să dăm la Domnul. Dacă avem o firmă, din profitul firmei, 10% trebuie să punem înaintea lui Dumnezeu. Din profit, nu din venit. La firmă lucrurile stau diferit. Din profitul firmei trebuie să dăm 10%, pentru că firmele au o raportare diferită cu privire la venit. Din venit scădem cheltuielile, rămâne un profit, iar din profit 10% punem la casa lui Dumnezeu. Sunt principii pe care trebuie să le facem. Principiul proporționalității trebuie respectat. Principiul aducerii la biserică, deci aducerea la biserică, biserica este delegat ca și administrator al părții Domnului. Deci Dumnezeu a delegat biserica să administreze cei 10%. Și apoi, dragii mei, principiul închinării cu bucurie, trebuie să facem lucrul acesta cu bucurie. Nu cu strângere de inimă, nu trebuie să vedem, eu știu, zecioara ca și o obligație împovărătoare, ci trebuie să o vedem ca și o acțiune de închinare înaintea lui Dumnezeu și ca și o acțiune făcută cu bucurie. Și mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute la aceasta. Zecioara, dragii mei, este parte a dărniciei creștine. Milostenia este parte a dărniciei creștine. Iar amândouă sunt o acțiune de închinare înaintea lui Dumnezeu. Zecioara aduce la biserică, iar milostenia o facem noi unde considerăm potrivit convingerilor și încredințărilor noastre, dar din cei 90%. 10% la casa Domnului, iar din 90% facem milostenie. Acolo fiecare cum crede și fiecare cum consideră. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute ca aceste lucruri să le punem la inimă și să le ducem la deplinire. Dacă vom face lucrul acesta, Dumnezeu va fi binecuvântat de slujirea noastră și noi vom putea vedea binecuvântările lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Voi vedea cum să vă ridicați, trecem la lucrarea cu părtășia cu trupul și